La Consiliul Județean Arad a fost semnat astăzi contractul de execuție a lucrărilor de reabilitare și extindere a canalizării în localitățile Curtici, Macea și Sântana. La finalul acestui proiect finanțat din bani europeni, cele trei localități vor avea o infrastructură modernă de apă și canal și totodată, tot prin acest proiect, vom moderniza stațiile de epurare atât de la Curtici și de la Sântana și în acel moment putem spune că cetățenii acestei zone vor beneficia de o infrastructură rutieră și infrastructură de apă canal conform cerințelor Uniunii Europene începând cu sfârșitul acestui an. Da, actualmente suntem operatori în sistemul Curtici, Sântana, Marcea. În cele două orașe avem o canalizare de 2-3 km și o stație de epurare la nivelul anilor 60. Vis-a-vis de lucrarea de astăzi, întreaga rețea de canalizare care asigură nivelul de echipare european. Suntem onorați de alegerea făcută de beneficiari, avem un termen de execuție de 12 luni pentru lucrare, în primele zile din februarie începem lucrarea și sperăm ca la sfârșitul lunii ianuarie, anul viitor, să putem să facem recepția în condițiile contractuale pentru această lucrare. Proiectul are o valoare de peste 53 de milioane de lei. El face parte dintr-un program a cărui finanțare este asigurată în proporție de 76% de Uniunea Europeană.